Bine m-am regăsit la un nou ATV vlog. Am făcut o ieșire șmecheră și astăzi. Sincer, trebuie să mă uit formația în care suntem. Știu sigur că-s două CF-uri de 450 lungi. Unul e nevastă mea și unul e un prieten cu fiica sa. Îi fiu eu cu Jinlingul de 250. Mai băiatul cu chinezărie de 200 și îs 3 Linhai-uri de 300. Un pic picură, dar băi, ideală pentru ATV-ul. No, mă, dar ce dracu acum? Îmi faci figuri. Adevărul că e mai bine acum, mai alunec un pic mai. Azi chiar nu-mi milă de noroi și de băgat în ape și în tot felul de prostii. Astăzi o să-i dau în gură peste tot. Aici o să fie problemă urcarea asta, nu știu dacă o să urce. Acum sper să urce băieții cu tracțiunea pe spate. Mă gândeam că ceva scut sau ceva, dar văd că nu-i. Ce țanță își meare cu CF-ul. Cred că s-o oprește și ploaia. Înainte să pornim, când mă uit pe față și pe spate, pană, buf, la CF-ul. Noroc că am avut șnururi și eu am făcut-o repede. Hai că azi e singură. Hai ce mi-o tras-o. Șterg ochelarii, mă, că... Mere prin păduri și o luăm ieșim tot acolo, să ajungem la Chesău, nu? Mere până la Chesău? Bă, n-aveți o cârpă careva? O cârpă, n-aveți? Dai că bacul... Domnul Chesoan aici, în persoană, el e fruntașul, capitanul de echipă, dă-i șpan. Așa că Linhai acolo în față, CF-ul în față, nevastă mea după el, băiatul cu 200-le și fiul meu cu 450-ul, cu 250-ul, cu chinezăria. Și bineînțeles eu cu Barosanu, de 700. Ca de obicei, eu rămân în spate să pot să-i prind pe toți. Bine că nu l-am spălat ieri. Bine că o picurat, că s-o mai luat de pe praful ăsta. Hai că trec în față să-i filmez.
Hai ce bine că nu-i praf. Capriorile. Nu știu dacă se văd în cameră, da. Șmechere. Ce șmechere de asta. Dă-i. Au. Domnul Chesoan găsește o nouă rută pe undeva să intrăm. La stație, să urcăm la stație. Astăzi am curățat și eu rezervorul la chinezărie. Cred că se oprește și ploaia. O echipă serioasă, uitați aici. Un pic picură, dar vremea e bună. Păi și ce are? Păi când ajunge se oprește. Vârful ăla de deal. Și dacă coborâm e partea cu asfaltul. Dacă intrăm pe asfalt, imediat o luăm înainte printre ele două păduri. Și ieșim direct acolo, știi? Atunci nu mai conjurăm și... Vremea e bună, mă, că nu plouă acolo, mă. Și dacă ninge, n-are nimica. Că mi-a ieșit un bolț afară de la TV-ul meu, de acolo din spate, de la unde se pasculează. Am să nu-l pierd, am zis că mai bine mă opresc și l-am bătut înapoi.
Ești un bolț afară și tot în bătea în ăsta, știi? Mânca chiar tata. Să mergem pe coma încolo. Nini. Ar trebui să găsim ceva drum pe acolo, acum sper să dăm de ceva drum. Sky, Sky, ăștia ne-au făcut mie pană la CFO. Și ploia. Las că nu-i rău că avem drum pe aici. Încă niciodată n-am fost pe traseul ăsta. Aici era ceva drum. Să-mi pui ochelari. Ai pantaloni? Șups. Uite ce îmbraci aici. Ai, bă, ce oameni, mă. Cum-i, domnul Iosco? Lasă-o, dracului, că nu-ți trebuie. Ce, mă? Nu trebuie, mă, Tico. Pe acolo intrăm oricum pe drumul de țară. Benzin avem full, așa că îi dăm în gură.
Opa, acolo văd două ATV-uri. E ceva fel de pensiune, ce da. Aici e lumea lor, la oameni ăștia. Și lac de pescuit, și de tăci. A, eu cred că... dincolo de dealul ăsta, acolo. De-aia crezi că trecem prin pădure și ajungem direct acolo. De afară soarele da pe cură. No. Ce îmi place pe aici? Dă-i! Da, ce bine, mi-a luat aici fum. Hai că am găsit-o!
No, dragii mei, am ajuns și la destinație. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, să vă abonați la acest canal. Bineînțeles, să ne dați un like, un dislike, fiecare cu preferințe, să mai prindem curaj, să mai facem clipuri de genul. Și până la următorul videoclip, vă doresc numai bine. Ciao, ciao!